Dar apropo de ieșirea USR Plus de la guvernare, amintiți și dumneavoastră momentele în care au tot spus că ieșim de la guvernare dacă ne dați afară pe Voiculescu. Ieșim de la... Întotdeauna au recurs la amenințarea aceasta că ies de la guvernare, până la urmă au și făcut-o. Întrebarea mea este, nu cumva nu și-au dorit de fapt să intre la guvernare de la bun început și au căutat așa o portiță de fiecare dată când nu le-a convenit ceva? Eu cred că, în mod normal, orice partid, pentru asta e creat și pentru asta își desfășoară activitatea, ăsta e scopul final de a ajunge la guvernare. Așa cred eu. Ei, eu cred că și-au dorit. Cine nu vrea la putere? Dar nu cred că au avut așa o marjă de a decide, pentru că domnul Klaus Iohannis a spus clar. Voi doi, PNL, USR, sunteți condamnați să vă înțelegeți și să guvernați. Adică nu a fost, la momentul așa cum s-a pus problema, mie mi s-a părut că nu prea au avut de ales. Desigur, să știți că eu simt, și clar, se observă, chiar din activitatea parlamentară, unde înainte, la plen, veneau cu pancarde, cu gălăgie, cu filmări, cu scandări, cu... E un alt partid, lumea e liniștită. E un mediu de lucru, adică deja sunt la guvernare și vor liniște. E schimbat atitudinea lor. I-a luat loc cu aur. Am văzut cu pancarte și... Eu aur cred că nu, încă nu și-a găsit încă cadența, ritmul, sensul, încă învață. Sunt oameni noi, oameni care nici nu credeau că vor ajunge parlamentari. Au fost puși pe liste ca să se umple listele alea. Cred că s-au trezit în Parlamentul României luând decizia, asta e important. Absolut, absolut, și eu cred că AUR e un partid care va mai dura până se va maturiza, mai durează.